ne aflăm la secesilprodagro.com SRL din comuna Siliștea Cruci, județul Dolj, și facem un tratament la cultura de floarea soarelui. Aici suntem cu tratamentele la zi, am aplicat și erbicidele și fungicidele și nutriția foliară, respectiv borul. În momentul de față, temperaturile sunt neobișnuit de scăzute pentru epoca la care ne aflăm. Cultura, așa cum se poate vedea, a intrat puțin în stres. Vom administra biosimulatorul Fertilanda Minofid Super pentru a ajuta plantele să treacă peste stresul provocat de temperaturile scăzute. Totodată avem și o arsură bacteriană prezentă pe fața superioară a frunzelor. Vom administra și un fungicid și un insecticid pentru atacul de afide, care sunt prezente în număr mare anul acesta. După ce vom efectua acest tratament, vom mai intra în perioada înfloritului, adică înainte de înflorit, cu încă 2-3 litri de Fertilant Bor Max. Scopul acestui tratament este acela de a alungi tubul polenic și florile vor fi polenizate mai bine. Vom obține un procent foarte mic de semințe seci sau, dacă în perioada polenizării avem umiditate corespunzătoare, procentul de semințe seci va fi chiar zero.